Domnului și domnului, bine v am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Platformele digitale pentru uh, se, care oferă servicii de transport <coughs> sunt deja uh, un lucru cotidian. Și la noi, în Iași au ajuns, uh, sunt mașini care oferă astfel de servicii alternative de transport persoane, astfel încât uh, astăzi vom discuta despre platformele digitale versus taximetrie. Și o să vedeți de ce. Invitatul nostru de astăzi este domnul Vasile Toma, senator din partea Partidului Social Democrat. Bună ziua, domnule senator, bine ați venit în platourile noastre. Bună ziua. Aveți o inițiativă legislativă care, să spunem, pune în legalitate desfășurarea serviciilor de transport alternativ, nu? proiect care a trecut de Senat. Da, reglementează. reglementează. Reglementează pentru că <coughs> ăsta este termenul. Nu? Desfășurarea serviciilor de transport alternativ cu un vehicul, cu un conducător auto. Bun. Domnule senator, există o expunere de motive la proiectul nostru uh, legislativ. De ce era necesară <coughs> o astfel de lege? Din două motive și cred că și o altă întrebare ar fi de ce s-a întârziat până la urmă Bine, cu Bine, de ce s-a întârziat... lege. Da. Primul motiv este faptul că aceste platforme, fie că ne place, fie că nu, și cred că știți la ce și trebuie să nu știi, înțeleg la ce mă refer, fie că ne place, fie că nu, ele funcționează. Se desfășoară o activitate, se încasează niște bani și atunci e clar că trebuie reglementat. Mai departe, având în vedere că nu exista și nici acum până la urmă nu există o legislație unitară la nivel de Uniune Europeană, în privința acestor platforme care fac cu un serviciu de intermediere a serviciilor de transport, fiecare stat are o reglementare proprie. Între timp a venit decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene care spune foarte clar că aceste platforme fac cu o activitate, ca să citez, indisolubil legată de activitatea de transport. Deci aici se face o confuzie între a fi operator de transport și a fi operator de servicii conexe transportului. Așa cum legislația românească deja prevede, e vorba și aici de o activitate conexă activității de transport, fiindcă aceste platforme online nu fac transport, e clar. În schimb, pun în legătură Utilizatorii cu cei care prestează aceste servicii. Se Bun. numește foarte simplu activitate de intermediere. Bun, dar eu vreau să vă întreb un lucru. Tot ce înseamnă transport pe teritoriul României este reglementat de o lege, nu? Inclusiv activitățile conexe transportului. Vă, referi, vă referiți probabil la legislația privind taximetria. Fiindcă legislația privind transporturile, știți că pe fiecare domeniu avem o legislație, cum este Ordonanța 27 privind transporturile rutiere, rutiere în general. Dar aici e vorba de autovehicule peste 8 plus 1 călători. călători Pe când aici vorbim de transport cu autoturisme. Și atunci, la legea taximetriei este prevăzută sau de fapt nici nu are cum pentru că atunci când a fost adoptată legea taximetriei nu se știa de, ast de astfel de platforme Legea taximetriei a fost adoptată în 2003. Între timp a mai suferit niște modificări și ceea ce este mai uh, puțin plăcut e faptul că uh, sunt multe modificări înregistrate la Camera Deputaților la această lege 38-a taximetriei care nu și-au găsit un parcurs uh, clar legislativ, în sensul că nu am reușit, nu s-a reușit la Camera Deputaților să se uh, actualizeze, dacă vreți, legea, ta <coughs> pardon, legea taximetriei. Și atunci este nevoie și de modificarea legea taximetriei, având în vedere că durează și având în vedere că aceste platforme de câțiva ani de zile funcționează și în România și nu se plătesc taxe către statul român, e clar că este nevoie să fie reglementate. Așa a apărut această idee a mea și a unui coleg de a reglementa acest serviciu. Bun. Haideți să intrăm în forma adoptată de către Senat și sar direct la articolul 6. Platforma digitală pentru servicii de transport alternativ trebuie să îndeplinească următoarele condiții, să țină evidența automată a datelor de expirare a permiselor de conducere și a altor documente necesare și notifică automat conducătorul auto în scopul actualizării documentelor. Yep. Are platforma online, fiindcă pune, uh, pune în legătură utilizatorii cu cei care prestează aceste servicii, are o foarte mare responsabilitate. Nu poate fugi de responsabilitatea ca uh, șoferii, de exemplu, ca mașinile respective cu care se prestează, șoferii care efectiv prestează serviciile respective, să nu fie în regulă. Trebuie să se asigure că în momentul în care. Se trimite o comandă de către un utilizator și ea este recepționată de către un șofer cu un asemenea tip de autovehicul, trebuie ca și șoferul și autovehiculul să, înde autovehiculul să îndeplinească anumite condiții. Nu cumva, Aici, platforma, urmă... nu cumva platforma respectivă ține cont de... Ține loc, pardon de autoritățile statului, pentru că în cazul de nu, taximetriei... nu, nu ține loc de autoritățile statului, ci este, dacă vreți, o responsabilitate comercială de a îndeplini condițiile, pentru că autoritățile statului verifică îndeplinirea acestor condiții la momentul autorizării și ori de câte ori este nevoie să se facă un control. Vreau să spun că toate aceste prevederi din lege au pornit de la uh, două curente, dacă vreți, de opinie uh, diferite. Chiar opuse, în sensul că sunt avem unii colegi parlamentari, și chiar și în societate, la fel este împărțită uh, opinia, care spun că trebuie interzise aceste platforme și trebuie să se facă acest tip de transport numai cu taxiuri. Cealaltă opinie contrară. Spune că ar trebui aceste platforme lăsate să funcționeze liber, așa cum funcționează Ca și o concurență. Acum. Noi am încercat prin această lege să găsim o cale de mijloc, în sensul că, porind de la faptul că, totuși, serviciile se prestează, nu putem să, să nu constatăm lucrul acesta, porind de la faptul că a apărut între timp și decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene, care, de punct de vedere juridic, a încadrat aceste platforme online, am încercat să găsim o. să facem o legislație prin optimă. care să. exact, prin care să autorizăm aceste platforme, să autorizăm acele societăți comerciale sau PFA-uri care dețin mașini cu care se efectuează aceste servicii și la rândul lor șoferii trebuie să îndeplinească anumite condiții. De exemplu, trebuie păi să da. aibă minim 21 de ani, trebuie Hai, să aici, aibă da. permis categoria B de cel puțin 2 ani de zile. Trebuie Așa e. să fie ab uh, din punct de vedere medical și psihologic. Nu este o, nu, 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 nu. Nu o noutate în sensul știu, că nu, nu, toate nu, nu, aceste nu. prevederi păi le-am luat din celelalte uh, cel uh, tipuri de transport, dacă vreți. Da. Respectiv, taximetria în cazul Așa de față. Taximetriștii spun un felul următor. Sau ce, ce uh, au ei de, 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 de spus în legătură cu aceste platforme digitale? Domne, <coughs> șoferii care au mașinile și care utilizează aceste platforme încasează niște <coughs> bani care nu sunt fiscalizați, nu se plătesc impozite către statul român. Asta ar fi una dintre uh, chestii care le spun taximetriști. A doua, autoturismele cu care efectuează acest serviciu au ITP-ul care se face la 2 ani de zile, în condițiile în care cel care face taximetrie se știe la 6 luni de zile inspecția tehnică periodică. La În cazul taximetrelor Taxiul nu poate să fie mai, mai vechi de 10 ani Pentru că nu se mai dă da, uh, Am înțeles ideea Am luat absolut toate condițiile de la taximetre le Și le-am pus le și aici. la acest tip de servici În sensul că mașina la momentul efectului cursei nu, trebuie să aibă, nu poate să aibă mai mult de 10 ani vechime și știți foarte bine că autorizația pentru o asemenea mașină se dă pentru 5 ani de zile. Respectiv, în momentul în care vine să-și ia autorizația de la primărie, mașina nu trebuie să fie mai veche de 5 ani de zile. Ca în total să fie maxim 10 ani de zile. Deci, TTP-ul se va face la 6 luni. Da. Exact da. ca la uh, toate celelalte autovehicule care se face transport de persoane, ori colectiv, ori individual. Taxometria da. este transport individual. La fel și alte condiții le-am luat de la taximetrie și le-am pus și aici, în sensul, vă spun, de asigurare de călători și bagaje. Ba, era un alt lucru care spunea taximetrie și domnule, de asta câștigă mai mult cei care folosesc platforme digitale. Haideți să vă spun, decât... știți ce componentă din suma care, pe care o încasează aceste platforme online care, pentru care nu se plătesc taxe, este vorba de 25%, pentru care, într-adevăr, către statul român nu se, plătesc, nu se plătesc taxe. Fiindcă, dacă dăm un exemplu simplu, apelați la un asemenea tip de transport, faceți o cursă, plătiți 10 lei, să spunem, toți acești 10 lei sunt transferați de pe cardul dumneavoastră către banca, de unde și are sediu acea platformă da. online. Cel mai des este Olanda, fiindcă este o platformă online care e cea mai extinsă în România. Această platformă online își păstrează 25% respectiv, în cazul nostru, 2,50%, iar 75% trimite în România înapoi, care se împart între șoferul care prestează activitatea activitatea respectivă, care face cursa, și deținătorul autovehicului. Poate să fie același respectiv șoferul care are PFA, da, sau da, poate da. să fie un SRL care are 2 3 5 10 mașini. Asta este și motivul pentru care văd aici dețin, fiecare uh, șofer trebuie să aibă să dețină copie conform a autorizației pentru mașina stricilor. trebuie să, pe de, mașina. să dețină o copie. Haideți să vă spun foarte simplu. Uh, autorizăm în primul rând platforma online care prestează aceste activități de intermediere, intermediere. este autorizată de către Ministerul Transportului și plătește o sumă de 50.000 de lei pe an. Așa. Mai departe se autorizează de, uh, operatorul de transport alternativ. Respectiv cel care deține autovehiculul sau autovehiculele. Corect. În cazul PFA-ului este unul, în cazul unui SL pot să fie mai, mai multe. multe. Se autorizează acel operator de transport alternativ care își o copie conformă, o licență, dacă veți, într-un termen mai larg, Ca să știe pentru și... fiecare mașină. Uh -huh. Apoi, șoferul se autorizează la primărie, primește un ecuson cu anumite date pe care le-am trecut noi în lege, valabil un an de zile, astfel încât primăria eliberează, știe în orice moment câți șoferi și pe ce mașini circulă ei pentru aceste platforme. Bun. Și acum vine întrebarea firească. Legea taximetriei prevede un număr de licențe la mia de locuitori. Da? Asta este un alt motiv pentru care am vrut să facem această lege. Noi considerăm că această prevedere în legea taximetrie este caducă. Nu poți, la momentul respectiv, poate că s-a găsit o cale de compromis și așa s-a ajuns la acest 4 la 1000 de locuitori, 4 da, taximetri sigur. la 1000 de locuitori, dar eu vă întreb, <coughs> sunteți convins că în Iași e nevoie numai de 4 sau 4, de ce nu 3, de ce nu 5, de ce nu 7? Sau e la fel în Iași ca, să spunem, în Cluj sau în Târgu Frumos sau în Pașcani? Pot să fie mai multe, pot să fie mai puține. Și atunci eu vă spun că am anticipat faptul că, sigur, este deja o discuție la nivel de Parlament în privința acestei prevederi, sigur ea va fi modificată. Eu sunt printre cei care considerăm că trebuie scoasă această prevedere din lege și trebuie lăsată la latitudinea Autorităților locale, în sensul Numărul că de tax primăria Iași, să spunem, așa. Da? face un studiu, o analiză și ajunge la concluzia că are nevoie, și în funcție de locul de parcare, în funcție de cererea Correct. clienților, este nevoie ca în ea să funcționeze 5 taximetri la 1000 de locuitori. Și atunci stabilește prin hotărâre de Consiliul Local. Și mai există un element foarte important. Faptul că lăsând la, la tine autorităților locale care controlează numărul de autorizații emise, în momentul în care cineva a primit autorizație și nu mai funcționează ca taximetrist, se anulează acea autorizație și dacă vine altcineva, să spunem că eu renunț la licența de autorizație de și vreți dumneavoastră să, să faceți taximetrie. Mergeți frumos la primărie, plătiți taxa pentru ce vreți dumneavoastră să faceți, și primiți autorizații. Știți foarte bine că, în de față, Căturea acest lucru nu se întâmplă. Deci eu eu, 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 eu să am licență de taximetrie și să renunț la ea, adică să mă duc să o predau primăriei? Dacă nu puteți să mai faceți față. Dar poți să o vând? Uh, nu, păi nu prevede legea nici măcar în momentul de față că puteți să o vindeți. Păi dacă legea nu prevede, înseamnă că nu interzice. Nu, uh, interzice dacă <laughs> vreți. <laughs> pentru că, uh, dacă ne uităm în presa locală, vom găsi foarte multe anunțuri. O astfel de licență este între 10 și Vă dați 15 seama că este o piață cel puțin gri. Da. Cel Bun. puțin gri. Dar eu vreau să vă întreb un lucru, pentru că <coughs> haideți să spunem, decide Consiliul Local, domnule, avem nevoie de șase taxiuri la mia de locuitori. Dar, totodată, ați spus că autoritățile locale vor fi cele care vor emite ecusoane pentru eu, transport alternativ. Eu, eu nu aș limita numărul de aceste autorizații. Cred că piața reglează cel mai bine cei care sunt într-adevăr să ofere servicii de calitate la prețuri convenabile. Bun. Dar acele ecusoane care vor pe care le vor primi conducătorii autoturismelor care fac uh, uh, da. transport alternativ, tot autoritatea locală le va emite, nu? Bineînțeles, ele sunt valabile numai un an de zile. Bun, valabile numai deci un an. de Deci am introdus această condiție tocmai ca să nu avem anunțuri în ziar prin care cineva <coughs> să spună că vinde ecusonul <coughs> respectiv. Dar numărul lor, ca și atare, numărul de ecusoane, numărul de persoane care vor să facă uh, transport alternativ. Va fi reglementat? Tot de nu, noi trebuie? nu am reglementat acest număr, v-am spus și de ce. Fiindcă noi considerăm că până și prevederea din legea taximetriei care limitează numărul de taxiuri trebuie scoasă. Am înțeles. Bun. Ca să le explicăm și celor care fac la ora actuală servicii de transport în regim de taximetrie. Operatorul acceptă și acordă acces la platforma digitală doar conducătorilor auto care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții, au vârsta de 21 de ani și dețin un certificat de atestare profesională emis de către Autoritatea Rutieră Română, dețin permis de conducere categoria B cu cel puțin 2 ani vechime, din certificatul de cazier sunt apți să fie apt din punct de vedere medical și psihologic pentru desfășurarea acestui serviciu, persoana nu a fost suspendată din exercitarea dreptului de a conduce. Deci, nu trebuie să vă mai fie teamă, stimați Uh, operatori de taximetrie chiar și cei care vor face serviciul de transport alternativ se vor uh, cum să vă spun, vor plăti către statul român. Și vor fi profesioniști. Și vor fi, bă, bun, acum nu putem spune. acum că sunt, că sunt persoane fizice care presează această hai, activitate. Bun, nu putem spune. Dar nu, au un atestat pe care le, le deprează autoritatea de -au, O, o parte nu îl au, fiindcă nu există încă această obligativitate legală. Am înțeles. Bun. Haideți să revenim la proiectul dumneavoastră de lege, pentru că el va naște, știu, eu, poate, vii controverse. Acest serviciu de transport alternativ cu autoturism, cu șofer, este posibil ca în timp să înlocuiască legea taximetriei, nu? Nu, sunt complementare. Vor, face, vor, vor, rezista taximetriștii în condițiile în care această lege va fi... N-aș vrea să omogată. se pat taximetriști de acest tip de transport, fiindcă ambele categorii prestează activități de transport către pasageri, către călători, către noi, către oamenii obișnuiți care vrem să beneficiem de aceste servicii. Că vor fi 10 taximetriști și 5 utilizatori de platformă, că vor fi invers 10 utilizatori de platformă și 5 taximetriști, cred că mai puțin contează pentru noi, pentru utilizatori. Pentru noi contează un preț rezonabil și, și calitatea este... cât mai bună. Bun, eu vreau să vă întreb un lucru totuși, pentru că trebuie să le spunem telespectatorul că am stat puțin de vorbă înainte de misiune. Uh, cum se face plata către aceste servicii, transport alternativ cu un vehicul conducător auto? Plata, uh, eu o vedeam și ca pe un control foarte strict al uh, autorităților în speța ANAF, uh, pe toate aceste încasări și atunci am solicitat ANAF-ului ca uh, aceste platforme online să fie direct legate de serverul ANAF astfel încât ANAF-ul să vadă toate tranzacțiile care se fac și în mod individualizat respectiv pe fiecare operator de transport uh, alternativ, că este uh -huh. uh, persoană fizică autorizată sau SRL. Sau sau atunci sau... era foarte simplu să vadă încasele pe fiecare și dacă fiecare își plătește taxele. taxele. ANAF-ul cel puțin deocamdată mi-au răspuns că nu au eu știu, infrastructura necesară ca să lege aceste platforme, de punct de vedere soft, da, de, de serverul lor. Și atunci am găsit soluția: ca, în cazul în care se fac și plăți numerar, să fie obligate aceste mașini să fie dotate cu case de marcat fiscale, exact ca și la taximetrie. Da, dar case de marcat fiscale mai nou trebuie să fie legate, cum s-ar spune, de serverul ANAP. Trebuie să îndeplinească absolut toate condițiile pe care le îndeplinesc <coughs> și dacă casele se, de marcat pe scale de bun, față. a spus în felul următor, dacă se plătește cu cardul, 25% păstrează platforma, nu? 75 exact, și pentru a... acești 25% nu plătește nimic statului român. Ori, noi am considerat că trebuie plătită uh, Trebuie plătite taxe pentru toată suma, pentru 100% din suma respectivă către statul român. Ești... Și atunci, prin această lege, introducem obligativitatea ca platformele online să se înregistreze de punct de vedere fiscal în România da. și să plătească taxele conform codului fiscal pentru și pentru acei 25%. La Cine putere. autorizează aceste platforme uh, online? Ministerul Transportului. Ministerul Transportului. Deci este foarte simplu, Ministerul Transportului, Transporturilor trimite către ANAF, domnule, asta este situația la zi cu platformele digitale, atâtea sunt, sunt înregistrate. Bun, în cazul în care, deci mi-ați explicat în următor, se plătește cu cardul, suma, întreaga sumă pleacă în banca de unde este platforma originală, 25% oprește <coughs> platforma, 75% se întoarce către deținătorul autoturismului și cel care prestează serviciul. Dar dacă eu plătesc cash, cum ajung banii ăștia Acolo. Se transferă de la operatorul actual, să spunem, care nu este încă reglementat și asta vrem să facem noi să-l reglementăm, se transferă prin bancă către această platformă. La la, sfârșit, nu știu, zi, nu la mă zi, întrebați zi. pe mine dacă anaf o verifică aceste transferuri Bun. sau nu și cum sunt ele urmărite. Perfect. Acum vreau să vă e, întreb un lucru, <coughs> pentru că mă uit, m-am uitat și mă uitam la sancțiuni. Că aici este, știți cum este, fiecare lege, dacă nu prevede sancțiuni, s-a terminat... Deci, constituie Contravenție se sancționează cu amendă de la 50.000 la 50 de, mii de lei, următoarele faptele a operatorului, acceptarea pe platformă digitală a unor conducători auto care nu îndeplinesc condițiile, neverificarea anuală a îndeplinirii de către conducătorii auto și sau... A? Și șoferii auto nu am găsit. Deci numai pentru platforme. Nu, este pentru platforme și pentru operatorii de transport alternativ, cei care iau angajați pe șoferi. Fiindcă autorizările se iau pe uh, platforma online da. și pe operatorul de transport alternativ. Și e normal ca ei să răspundă deci pentru toate aceste este condiții dacă că sunt îndeplinite. Am înțeles, am înțeles. Da, pentru că mă uit aici și credeți-mă, astimați, spectatori, sancțiunile nu sunt, nu sunt din cele mai mici sancționarea contra, contravențională repetată de cel puțin 3 ori în decursul a 6 luni la unui conducător auto pentru încălcarea prevederilor ordonanței așa. 195. Aha, obligă operatorul să elimine de îndată conducătorul de pe platforma digitală. Deci nu, nu vă gândiți că veți putea face orice dacă uh, vă veți angaja sau veți face astfel de servicii de transport alternativ. Sunt șofer, am vechime, gata, intru pe platforma digitală și câștig bani. Nu. Aveți aceleași obligații ca oricare alt operator care desfășoară astfel de activități. Mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiunea. Ultima întrebare înainte de a... Când credeți că va trece și de, de Camera Deputaților? Sper că va trece în regim de urgență. Noi așa am adoptat un senat în regim de urgență, fiindcă discutăm cu colegii din de Camera Deputaților. Există oarecum un consens politic și de la noi, de la putere și de la opoziție, pentru a reglementa cât mai repede aceste platforme online și aceste tipuri de servicii. Până la vacanța parlamentară din vara aceasta va trece? Nu pot răspunde eu numele, de, în numele <laughs> deputaților, dar am asigurat de la dâns și că o să o treacă repede și eu sper că, într-adevăr, până la vacanța parlamentară să, să, ia, să fie reglementate aceste servicii. Mulțumim încă o dată pentru participarea la emisiune. Doamnelor și domnilor, punem punct ediție de astăzi. Nu punem punct subiectului pentru că, vedeți, este un subiect de actualitate și de interes pentru noi toți. De ce? Avem un serviciu alternativ, putem uh, să apelăm la el, dar trebuie să fie un serviciu în condiții de siguranță și de confort. Până data viitoare, cele bune! La revedere!